Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori! Suntem în compartimentul femelelor de matcă. Știți bine că am separat femeluțele. Mai avem o singură femeluță care este în pereche, care este cu micul prinț. Au ouă de câteva zile acum, de 2-3 zile au ouă. Astea sunt femelele noastre. Avem 24 de femeluțe plus încă una acolo. Dar, din păcate, între aceste 24 de femeluțe, avem două femeluțe foarte, foarte cruduțe. Uitați, de exemplu, cum e albastră de aici, care este fică din Gladiator San Sebastian, fenomenul maratonului extrem din România, etapa de 2000 de kilometri, venit de la San Sebastian, pe o rută extraordinar de grea. Tatăl ei e Gladiator San Sebastian. Este tinerică, încă nu o putem împerechea decât undeva în vară. De asemenea, avem aici fica, uitați aia din colț, albastru cu pana albă, fica din celebrul Power Night. Ea este Power Day, din celebrul Power Night cu 0,5. O femeluță grozavă, dar de asemenea este foarte tânără, încă nu are nicio pană schimbată, nu o să o putem împerechea. Am băgat-o la matcă pe roșia moțată, vedeți? Că a dat pe porumbei noștri vechi. De asemenea, am băgat din micul prinț. În momentul în care am văzut că micul prinț ne-a dat două perechi de ouă limpezi din acest an, am băgat-o pe fiica sa ce mai era la lotul de zbor. Am băgat-o și pe aia la matcă. Uitați. Albăstrica de jos. Așa că avem femele puține față de mascul. Mascul avem mult mai mult. Mascul avem, dacă nu greșesc, cred că avem cu vreo 8 masculi sau chiar 10 masculi în plus, care nu vor putea fi împerecheați. Aici suntem la compartimentul masculilor și știți bine că mai avem încă 8 masculi pe compartimente individuale jos. Masculi foarte frumoși. Din fii din porumbei ce au luat cupe la nivel național, fii din campioni naționali, fii din porumbei olimpici. Uitați-vă câți masculi avem. Noi avem un total 25 de femeluțe și masculi avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 de masculi aici plus 8 încă jos. 34 de masculi la matcă, plus că mai avem încă masculul moțat gut cu alb, care nu l-am trecut în compartimentul de reproducție, că l-am lăsat să-l putem împerechea cu una dintre femelele noastre de bază, care va merge în acest an la Paris Internațional. Deci avem 25 de femele și avem 34 de masculi, 9 masculi în plus, și dacă mai calculăm că încă două femele sunt cruduțe și nu le putem împerechea, 11 masculi în plus. Nu știu, sunt tentat să scot din masculii de la matcă, care sunt pe dubluri, ce am mai mulți din aceeași porumbei, din aceeași mascul, din aceeași femeie, cred că o să scot din ei afară. Sunt mult prea mulți. Voi ce ați face? Ați scoate din ei afară? Nu ați scoate? Uitați, de exemplu, albastru de aici. Am crezut în prima fază că e femeluță, e din porumbei Van de la Bel, de la domnul Cazacu, și surpriză. Când a fost între femele, a început să cânte și e mascul. Alt porumbel care am crezut că e femeluță, uitați-l la din colț. Când l-am cumpărat, nepot din 4-4 al domnului Cosmin Olteanu, e mascul. Un alt porumbel grozav și am adus la domnul Cazacu, uitați, gutuțul s-a mai deschis. De asemenea, am crezut că va fi femeluță. Un porumbel extraordinar de general, deci Iudimis Madonna Barcelona.
și partea alaltă New Laureat, Flying Jack, Vidbui, la domnul Catrinescu, ce-am luat. Și ăsta mai are un frate încă, unde e Gutu din Barceloneza. Uitați ăla de acolo, Gutuțul tânăr, din Jelema, din doi porumbei original, Jelema de la domnul Cazacu. Ăsta de aici, din fiul din Unicu, cu fică din Faraonul. Fiu din Sorina, fiu din Clean Madonna, fiu din 617, uitați ce frumos e gutul ăsta cu alb. Și ăsta am crezut că va fi femeluța. Când am cumpărat-o, mă gândeam că va fi femeluța, după cum am văzut poza, și acum văd că nu e femeluța, ci e mascul. Alt fiu, uitați gutul de acolo, fiu din femeia ce ne-a zburat, Madonna, cu frații moldoveni, a zburat Barcelona, după aia Spania, a clasaj verii, o grămadă de maratoane. A fiu direct din campionul național cu vicecampion național de la Maraton Extrem Tineret. Deci părinții lui sunt locul 1 și locul 2 național Maraton Extrem Tineret 2022. Fiu din Cătălina, campioană națională la Maraton Palmares 2 ani. Un porumbel extraordinar de la domnul Vali, frate cu Olimpic Stanic, nepot din 375, tată la porumbei foarte buni zburători, frate cu porumbelul, ce anul ăsta este locul 2 național. Deci super, super porumbei. Și acum nu știu ce voi face, cum voi face, voi cum ați proceda în locul meu. Gutul de aici, tatălui, în 2020 este locul 3 național la Maraton și locul 4 național Grand Prix. Maica lui e originală Copenole, Van Copenole, iar tatălui este și campionul zonei de vest AS Maraton 2020, și are și Maraton Palmares, bineînțeles, campionul zonei de vest Grand Prix. Ce mai are? Mi se pare că locul 4 pe lansare la Berlin, din peste 6.000 de porumbei. Deci păsă grozavă. Dar sunt prea mulți. Sunt prea mulți și nu știu nici ce aș scoate din ei. Nu știu nici ce aș da din ei. Că aș vrea să scot, că sunt mulți în care încă n-am scos. Nu? Cum am adus și acest mascul tânăr, e atât de frumos. Am crezut că e femeluță, e mascul. De asemenea, celălalt de la domnul Cosmin, deci de la domnul Cazacu. Sunt o grămadă de porumbei. Uitați, alt tânăr de la domnul Cazacu. Aici sus sunt colți care de asemenea îi... din doi original Jelema și sora de-a lui anul ăsta e în top 20 național la AS Maraton Matur. Prea mulți, m-a spus și capacitatea noastră nu avem unde împerechea atâția porumbei, atâția masculi. Noi avem aici 18 boxe și mai avem jos compartimentele individuale, deci mascul grozav, fiind direct din mama lui a zburat Madonna cu moldovenii, a clasaj verii în zona de vest, a venit de la Barcelona. El este tatăl la porumbel ce la vârsta de un an a bifat etapa de 1040 km în zona de vest. Bă, sunt puternice. Dar sunt foarte, foarte mulți masculi. Sunt foarte mulți masculi. Roșu de aici, părinții lui au împreună 17 maratoane clasate în zona de vest. Rar în zona de vest să găsești porumbel cu 17 maratoane clasate. 6 din 6 mama, 11 din 11 tata. Nu arată nimic ce au zburat. Cât au zburat. Maica s-a mis Madonna Barcelona, taică să este porumbelul care am luat locul 1 cu avans pe zona de vest, cu o etapă de demifond cu avans, cu avans mare. Și bunicul lui
Este un porumbel ce l-am achiziționat din crescătoria familiei Herbos, din doi porumbei olimpici de maraton ai Germaniei. Iar în cealaltă parte era femela ce era scoasă din doi porumbei ce au zburat Barcelona din Ungaria. Masculul chiar de două ori a zburat Barcelona din Ungaria, 1500 ceva de kilometri. Deci păsări. Am încercat să căutăm păsările cele mai puternice pentru maraton extrem și pentru viteză. Deci asta ne interesează, să jucăm maraton extrem și viteza. Nu vrem să jucăm fonduri. Nici pentru demifonduri nu ne focusăm în acest an. Păi să vă faceți o idee, noi avem 7 demifonduri cu mare toată țara, din care 2 sunt demifond-fond de 470-480 km cu îmbarcare pe 2 zile. Și eu am zis că porumbeii mei de scurte niciodată nu o să-i mai bag să-mi stea 2 zile pe mașină. Cu ăștia de maraton extrem nu e problemă că stau 2 săptămâni pe mașină. Dar cei de scurte nu îi mai bag să stea. Așa că ne vom focusa în acest an pe categoria viteză, pe cele 8 scurte și vom juca cele 5 care sunt cu lansare de pe zi pe alta de mifondurile. Ăștia sunt masculii noștri și mai sunt ceilalți care sunt în compartimentele individuale. Mai uităm încă o dată la femeluțe. Cred că până la urmă vom scoate din masculi. Cam asta ar fi ideea, să scoatem din masculi. Sunt mult, mult prea mulți. Deci am că avem 34 de masculi și 25 de femele, din care 2 încă nu pot fi împerecheate. 2 sunt prea cruduțe. Deci 11 masculi în plus care nu vor putea fi împerecheați în prima tură. O seară binecuvântată vă doresc și încă o dată vă mulțumesc că vă faceți timp să urmăriți filmulețele noastre. Vă salut și tot ce-i bun!